Când eram mică și auzeam povești despre Jack Spintecătorul, habar n-aveam că era vorba de un om real, în niciun caz de un criminal în serie. Videoclipul de azi este un caz nerezolvat, probabil cel mai faimos caz nerezolvat cu un criminal în serie din toate timpurile, și este vorba despre nimeni altul decât Jack the Ripper. Știm sigur că a existat un criminal, știm și ce crime oribile a comis, dar ce nu știm și nu cred că o să aflăm vreodată e cine era acest om. Sunt foarte multe teorii cu privire la identitatea lui. O să vă spun ce mi se pare mie cel mai plauzibil, dar vreau să-mi scrieți și voi în comentarii cine credeți că e de fapt Jack the Ripper, mă rog, a fost, și care dintre teorii vi se pare cea mai apropiată de realitate. Toată povestea începe pe la mijlocul secolului XIX, când numărul de imigranți din Anglia crescuse mult și foarte brusc, în special în orașele mari precum Londra. În estul Londrei, în districtul Whitechapel mai exact, numărul de locuitori se dublase și cum asta s-a întâmplat foarte brusc, nu toată lumea avea un loc de muncă, nu toată lumea avea cu ce să se întrețină, majoritatea oamenilor trăiau de pe o zi pe alta. Și în situația asta, multe femei apelau la prostituție ca să supraviețuiască. S-a făcut o statistică și aparent, în octombrie 1888, erau 62 de bordeluri în Whitechapel și 1200 de femei care lucrau în ele. Condițiile de locuit și de viață în general se înrăutățiseră. Peste jumătate dintre copiii născuți în zona asta a Londrei mureau până să ajungă la vârsta de 5 ani și rata crimelor crescuse foarte mult, în special furturile și tâlhările. Deci, una peste alta, Londra în secolul XIX nu era cel mai drăguț loc de locuit. Whitechapel căpătase o reputație de cartier plin de crime și nesigur, dar cu toate astea nimeni nu putea să prevadă ce urma să se întâmple. Tocmai pentru că moartea suspectă a unui om, în special a unei femei care practica prostituție, nu era ceva atât de neobișnuit în perioada aceea în Londra, în niciun caz ceva pentru care autoritățile și-ar fi pierdut foarte multă energie. Nu se știe exact câte victime a făcut Jack the Ripper, dar numărul celor despre care știm sigur că au fost ucise de el este de 5. Numele acestora erau Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes și Mary Jane Kelly. Toate aceste femei erau prostituate. Pe 31 august 1888, la 2:40 dimineața, prima victimă, Marianne Nichols, este văzută de către o fostă colegă de cameră mergând către strada Whitechapel. Peste mai puțin de o oră, corpul ei a fost găsit de către doi bărbați, Charles Cross și Robert Paul, care au spus că se plimbau pe stradă când au găsit o femeie întinsă pe jos. Asta se întâmpla la numai două străzi distanță față de locul unde a fost văzută ultima dată. Deci dacă luăm în calcul cât a durat efectiv să fie ucisă și cât a durat până să fie găsită, Marianne a fost probabil omorâtă la numai câteva minute după ce a văzut-o colega ei. A fost înjunghiată în gât cu atâta forță, încât una dintre cele două tăieturi a distrus complet țesutul până la oase, adică uitându-te la corpul ei puteai să vezi direct oasele. Atât de adânci erau tăieturile. Au fost descoperite și două tăieturi de cuțit în zona genitală și abdomenul i-a fost tăiat dintr-o parte în alta cu atâta putere încât intestinele pur și simplu i-au căzut. Era într-adevăr o priveliște oribilă și deși oamenii erau șocați de cât de brutal a putut fi omorâtă Mary, au stabilit că a fost o altercație cu un client, probabil, și nu i-au dat foarte mare importanță. O săptămână mai târziu, pe 8 septembrie, este ucisă a doua victimă, Annie Chapman. Annie a fost văzută de o femeie care locuia în zonă la 5:30 dimineața, vorbind cu un bărbat înalt, brunet, care purta un palton negru și o pălărie neagră. Aparent, bărbatul a întrebat-o pe Annie, vrei? Întrebare la care ea a răspuns, da. Peste jumătate de oră, la 6 dimineața, corpul ei a fost găsit undeva lângă strada Hanbury. La fel ca și Marianne, a fost înjunghiată în gât de două ori, însă de data asta cu atâta putere încât a fost aproape decapitată. Abdomenul era complet deschis și o bucată din el așezată deasupra umărului stâng, iar deasupra umărului drept erau așezate intestinele. La autopsie s-a arătat că i-au fost scoase și uterul și o bucată din vezică. N-au putut fi găsite la locul crimei, deci oricine era criminalul l-a luat cu el. Toate loviturile pe care le-au suferit victimele erau groaznice. Se vedea că cine le-a făcut asta a făcut-o cu multă ură și dorință de răzbunare. Nu se vedea doar intenția de a ucide, se vedea că criminalul își descărca furia. Dacă ar fi să comparăm o persoană ucisă de o împușcătură de la distanță cu ce au pățit fetele astea,
e clar care crimă e făcută din pasiune și din ură. Următoarea victimă, Elizabeth Stride, a fost văzută pe 30 septembrie 1888, vorbind cu un bărbat cu numai jumătate de oră înainte de momentul la care se prezumă că a murit. Dar aici declarațiile martorilor se contrazic. Unii spun că au văzut-o vorbind cu un bărbat înalt, bine îmbrăcat, alții spun că vorbea cu un bărbat în haine rupte și murdare. Probabil într-un interval scurt de timp i-au propus doi bărbați să meargă cu ei, unul în haine rupte și murdare pe care l-a refuzat crezând că nu are bani să o plătească și altul în haine bune cu care a acceptat să plece pentru că părea că are bani. La 1 noaptea, Elizabeth a fost găsită fără suflare de către un bărbat care se plimba liniștit pe stradă. Bărbatul a observat o tăietură imensă la nivelul gâtului, despre care s-a stabilit mai târziu că avea 15 cm lungime și i-a tăiat carotida și trahea. Ciudat în cazul ei e că, în afară de tăietura de la gât, care era deja caracteristică criminalului, nu avea și alte mutilări și de asta lumea se întreba dacă într-adevăr victima îi aparține lui. Dar pentru că a trecut mai puțin de jumătate de oră de la momentul când Elizabeth a fost văzută ultima dată până când i-a fost descoperit corpul, se crede că ucigașul ar fi fost întrerupt în timpul atacului, probabil s-a speriat de cineva și a fugit, și de asta nu ar fi avut timp să o mutileze și pe Elizabeth așa cum și-ar fi dorit să o facă. Trec doar 45 de minute de când a fost descoperit corpul lui Elizabeth, până când apare corpul altei fete. Catherine Eddowes a fost văzută de un vânzător de țigări, vorbind cu un bărbat care părea un om al străzii. Dar lucrul ăsta nu a fost luat foarte în serios de poliție, pentru că vânzătorul de țigări era împreună cu alți doi bărbați la momentul acela și ceilalți doi nu au putut confirma că într-adevăr femeia pe care au văzut-o era Catherine Eddowes. E de înțeles, neștiind ce urma să pățească femeia, probabil s-a uitat la ea ca la orice alt om care trecea pe stradă, fără să fie prea atenți la detalii. Dintre toate victimele de până acum, corpul lui Catherine a fost găsit în cea mai proastă stare. Dacă e adevărat că a fost întrerupt în timp ce omora pe Elizabeth și n-a avut timp să o mutileze, atunci clar și-a vărsat frustrarea pe Catherine. Gâtul ei era tăiat începând de la o ureche până la cealaltă, abdomenul era deschis complet și intestinele scoase. O parte din intestine erau așezate pe umărul drept și altă parte între abdomen și mâna stângă. I-au fost scoși rinichii și o parte din uter, nasul, obrajii și ploapele i-au fost tăiate, avea două tăieturi adânci începând de la colțul interior al ochiului până la bărbie și au fost tăiați și lobii urechilor. În aceeași zi, la 2:55 dimineața, la câteva străzi distanță de corpul lui Catherine, poliția găsește o bucată din șorțul ei plină de sânge. Mi s-a părut puțin ciudat că purta un șorț și m-am gândit că poate e un indiciu, după mi-am amintit că eram în 1888. Deasupra bucății de material, pe perete, era scris cu cretă: evreii sunt oamenii care nu vor fi pedepsiți pentru nimic. Adică se insinua că ucigașul ar fi un evreu și că, chiar dacă ar fi prins, nu ar fi niciodată pedepsit de divinitate. Cel puțin asta a fost prima concluzie a poliției, dar în final nu și-au putut da seama dacă chiar a scris criminalul asta pe perete sau dacă pur și simplu a lăsat bucata de material acolo și inscripția era doar o coincidență. Cred că s-au și grăbit puțin pentru că s-au gândit că dacă lumea o să vadă ce scrie pe perete, o să se creeze niște revolte, așa că l-au spălat imediat. Ce e interesant aici e că, fiind două femei omorâte într-un interval de timp atât de scurt și la doar câteva străzi distanță, e posibil ca poliția să fi scăpat criminalul printre degete. În timp ce poliția investiga corpul lui Elizabeth, el o omora pe Catherine și după s-a făcut cumva nevăzut. Dar cum dispare atât de ușor de la locul crimei, dintr-o zonă patrulată de poliție, fără să te suspecteze nimeni? Ultima victimă, Mary Jane Kelly, a fost găsită în propriul pat, în camera pe care o închiria în Spitalfields, la 10:45 dimineața, pe 9 noiembrie 1888. Polițiștii au fost șocați de ce au văzut, pentru că fața ei era, citez, distrusă și de nerecunoscut, gâtul era tăiat dintr-o parte în alta, abdomenul era deschis complet și nu mai era niciun organ în el. Uterul, rinichii și un sân i-au fost așezate sub cap ca o pernă, bucăți din abdomen și din coapse erau puse pe noptieră, cam toate organele erau așezate undeva în cameră, în afară de inimă care n-a fost găsită niciodată. Și acestea au fost victimele pe care de-a lungul timpului polițiști, detectivi și alte persoane care au studiat cazul le-au atribuit lui Jack,
În principal pentru că în toate cazurile era același modus operandi. Criminalul omora victima cu o tăietură la nivelul gâtului, după începea să o mutileze și așeza organele în poziții ciudate lângă corpul neînsuflețit. Ce nu înțeleg e de ce lua organe după el, cum a făcut în cazul lui Mary Jane Kelly. Sper și cred că nu era vorba de canibalism, avem deja un expert în zona aia. Au mai fost totuși în aceeași perioadă mai multe cazuri cu femei ucise unde nu se știa cine e criminalul și s-a cercetat dacă și acele victime aparțin lui Jack, însă în majoritatea cazurilor era vorba de alți criminali care copiau modul în care acționa Jack ca să-i fie atribuită crima lui și ei să scape. El avea un mod specific în care acționa, ușor de recunoscut, trata victima ca pe un experiment, ceea ce e foarte greu de imitat. Pe măsură ce mai apărea câte o victimă, polițiștii și jurnaliștii din Whitechapel tot primeau scrisori, unele anonime cu ponturi legate de cine ar putea fi Jack the Ripper, dar cele mai multe erau semnate Jack the Ripper. Majoritatea de departe falsuri, poliția nici nu-și pierdea timpul cu ele pentru că era clar că erau o glumă proastă. Dar au existat trei scrisori care conțineau niște detalii pe care nimeni în afară de criminal nu ar fi avut cum să le știe. Așa că au fost luate foarte în serios și analizate cuvânt cu cuvânt ca să se descopere orice indiciu legat de identitatea lui Jack. În prima dintre ele se adresa poliției cu dragă șefule și fix așa a rămas și numele scrisorii în media. A fost scrisă cu cerneală roșie și în ea Jack scria că a păstrat sânge de la ultima victimă ca să poată să scrie cu el, dar nu a reușit și cea mai bună alternativă era cerneala roșie. Dar detaliul care a convins toată lumea că e o scrisoare autentică era faptul că în ea se menționa că următoarea victimă va avea lobii urechilor tăiați și când a fost descoperit corpul lui Catherine Eddowes 3 zile mai târziu, știm deja că fix asta se întâmplase. Scrisoarea nu fusese publicată încă, deci e exclus ca cineva care a citit-o să o fi omorât pe Catherine și să facă fix ce scria în scrisoare, pentru că nu ar fi avut de unde să știe. Și era un detaliu mult prea specific ca să fie o coincidență. La final, scrisoarea era semnată Jack the Ripper, deci el singur și-a dat numele. A doua scrisoare era de fapt o vedere, scrisă cu aceeași cerneală roșie. Despre ea se crede că e autentică pentru că în ea erau trecute detalii despre cele două omoruri de pe data de 30 septembrie, pe care din nou nu ar fi putut să le știe nimeni altcineva în afară de criminal și poliție. Scrisoarea a ajuns la poliție în dimineața următoare și se crede că a fost scrisă imediat ce au avut loc cele două omoruri. În ea, Jack se semna Saucy Jackie de data asta. A treia scrisoare a fost trimisă lui George Lask, șeful comitetului de vigilență de la vremea aceea, împreună cu un rinichi uman. În ea, Jack scrisese că a trimis un singur rinichi pentru că pe celălalt l-a prăjit și l-a mâncat. Rinichiul trimis a fost analizat și s-a descoperit că el ar fi aparținut unei femei alcoolice care a murit în ultimele 3 săptămâni, ceea ce s-ar fi potrivit perfect cu Catherine Eddowes. În toate scrisorile, tonul general era de superioritate și batjocură, era un fel de atitudine de n-o să mă prindeți niciodată. Dar foarte interesant e că toate scrisorile împreună cu multe alte documente legate de caz au dispărut fără urmă la puțin timp după ce s-a terminat ancheta. În fine, poliția a fost pusă în fața faptului împlinit, 5 victime și niciun indiciu despre criminal. Cum nu existau prea multe resurse la vremea aceea, poliția a început prin a alcătui un portret criminalului din spusele oamenilor care credeau că l-au văzut. Au stabilit că Jack the Ripper era un bărbat alb, de înălțime medie, între 25 și 35 de ani, îmbrăcat în haine închise la culoare. Toți oamenii care credeau că l-au văzut spuneau că arăta ca un bărbat normal, un gentleman pe care nu l-ar fi suspectat nimeni. Și acum am ajuns la posibilii suspecți. Am adunat 9 teorii diferite, unele mai credibile decât altele. În primul rând, din cauza modului în care opera criminalul, faptul că scotea organe întregi într-un timp atât de scurt și că se vedea că știe ce face, că nu e prima dată când face asta, polițiștii credeau că e vorba de o persoană cu studii medicale, cineva care ori a mai operat înainte, ori are cel puțin un minimum de cunoștințe în domeniu. Primul suspect este un bărbat numit Montague John Druitt. El este unul dintre cei 3 suspecți al lui Melville McNaughton, șeful departamentului de investigații criminale de atunci. Acesta spunea că Montague ar avea cunoștințe medicale pentru că tatălui era chirurg
și tot încerca să-și facă și fiul să devină medic. Îl lua după el când vedea pacienți, îi arăta cum operează. Membrii familiei îl descriau ca fiind complet nebun și nu numai asta, dar erau convinși că el e Jack the Ripper, ba chiar s-au dus și la poliție să le spună suspiciunea. De aici a aflat și McNaughton de primul lui suspect. Coincidență sau nu, Montague a fost găsit mort la 4 săptămâni după ce au încetat crimele și a luat propria viață aruncându-se în Tamisa. Al doilea suspect, Aaron Kosminski, era un frizer evreu care a petrecut ceva timp într-un azil de nebuni, un ospiciu. Se încadra perfect ca aspect în profilul făcut de poliție și faptul că era evreu ar putea să explice inscripția de pe perete de care am vorbit mai devreme. Era cunoscut pentru ura față de femei, în special față de prostituate. S-au scris și cărți despre el ca fiind adevăratul Jack the Ripper, dar în afară de asta nu a existat niciodată o probă concludentă împotriva lui. Al treilea suspect era un doctor numit Michael Ostrog. Michael a fost și el o perioadă internat într-un azil de nebuni pentru o tentativă de omor. Nu a fost cercetat amănunțit pentru că, în afara faptului că nu a putut să spună unde a fost în nopțile în care au avut loc crimele, nu exista nicio probă împotriva lui. Al patrulea suspect e mai mult o conspirație, dar mi s-a părut că merită menționat. S-a speculat și în acest caz, ca și în cazul morții prințesei Diana, că poate a fost implicată și familia regală. Aici ar fi vorba de prințul Albert Victor, nepotul reginei Victoria, și sunt două variante ale teoriei. Pe de o parte, se credea că prințul frecventa bordelurile și că ar fi luat sifilis și asta l-ar fi înnebunit, iar omorurile ar fi răzbunarea lui față de femeile ca cea care l-a îmbolnăvit. Pe de altă parte, se zvonea că s-a îndrăgostit de o prostituată pe care a lăsat-o însărcinată și omorurile au avut loc pentru că familia regală n-avea de gând să treacă printr-un asemenea scandal. Mie nu mi se pare foarte plauzibilă teoria asta, deși poate ar avea sens și ar explica cum de-au dispărut toate documentele legate de caz. Nu știu, să-mi spuneți ce părere aveți. Al cincilea suspect este un alt criminal în serie, american, numit The American Ripper. Îl chema H.H. Holmes și era cunoscut pentru faptul că și-a construit o casă a groazei în care își tortura victimele. Și teoria asta e destul de conspiraționistă. Într-adevăr, ca perioadă de timp ar avea sens dacă ne-am gândit că a acționat întâi în Londra și după și-a mutat activitatea peste ocean, dar asta e foarte puțin probabil pentru un criminal în serie. În plus, da, într-adevăr, crimele comise de ambii erau la fel de violente și groaznice ca natură, dar că erau făcute în moduri complet diferite și criminalilor în serie nu prea le place să se abată de la o rutină. Al șaselea suspect e un pictor numit Walter Sickert, care era dubios de pasionat de Jack the Ripper. Atât de pasionat încât are o pictură numită Dormitorul lui Jack the Ripper și altă pictură cu ultima victimă. Într-adevăr, e cam ciudat și foarte morbid să idolatrizezi un criminal în serie și deși sunt convinsă că domnul Sickert avea niște probleme în viața lui, așa cum îi spune și numele, totuși nu s-a găsit nicio altă legătură între el și Jack the Ripper în afară de pasiunea asta dubioasă. Acum am ajuns la ultimele trei teorii, care sunt considerate cele mai plauzibile și eu sincer cred că oricine ar fi fost Jack the Ripper se încadra într-una dintre aceste situații. Cel de-al șaptelea suspect este un bărbat pe nume Joseph Barnett, un rezident al Whitechapel, un bărbat care și-a trăit toată viața în Whitechapel și care locuia împreună cu a cincea victimă, Mary Jane Kelly. Aparent, Mary spunea că ei n-au format niciodată un cuplu oficial și că nu asta își dorea, dar Barnett se referea la ea ca soția mea. În orice caz, orice relație era între ei, un lucru era sigur, Barnett ura faptul că Mary se prostitua, a încercat să lucreze două joburi ca să facă suficienți bani să o întrețină și pe ea și să nu mai fie nevoită să recurgă la asta, doar că nu i-a ieșit foarte mult timp și Mary a fost nevoită să se întoarcă pe străzi. Tot din motivul ăsta au avut și o ceartă groaznică care l-a făcut pe Barnett să se mute din apartament și 10 zile mai târziu, ați ghicit, Mary a fost omorâtă. Se crede că Barnett le-a omorât pe primele 4 fete ca să o sperie pe Mary și să renunțe la meserie, dar când asta n-a mai funcționat, a omorât-o și pe ea și după s-a oprit pentru că motivul pentru care o omora nu mai exista. Suspectul numărul 8, James Maybrick, e favoritul multora dintre persoanele care au studiat cazul. James locuia în Liverpool și se ocupa cu vânzarea de bumbac. Era căsătorit cu o femeie numită Florence Maybrick, care aparent îl disprețuia.
În timp ce se desfășurau crimele, Maybrick n-a fost niciodată un suspect. Abia în 1992 s-a descoperit ceva împotriva lui, și anume un jurnal în care descria în detaliu toate cele 5 crime, plus încă 2 unde victimele n-au fost niciodată identificate. Jurnalul ăsta fusese în familia unei femei numită Ann Barrett, multe generații. Dar a ieșit la lumină când Ann s-a hotărât să-i dea soțului ei, care voia să devină scriitor, pentru că i s-a părut ceva interesant despre care ar putea să scrie. Bineînțeles că toată lumea era sceptică, poate era doar o farsă ca soțul ei să câștige popularitate ca scriitor. Dar a fost analizată cerneala de 4 ori de către laboratoare diferite și s-a stabilit că, într-adevăr, cerneala aparține anilor 1880. Au continuat să se facă cercetări și s-a descoperit că în pozele de la locul uneia dintre crime, pe perete se vedeau scrise literele FM, FM de la Florence Maybrick, poate? Oricum, dacă într-adevăr James Maybrick era Jack the Ripper, motivația lui pentru crime era clar ura față de soție, care aparent a fost infidelă în toți cei 8 ani de căsnicie. Relația dintre cei doi s-a terminat în 1889, când Florence l-a otrăvit pe James. Dacă jurnalul nu era suficient, în 1993 s-a descoperit un ceas de buzunar care i-a aparținut lui James Maybrick. Pe el erau inscripționate numele lui, propoziția I am Jack și inițialele tuturor celor 5 victime. A fost analizat și ceasul de către experți și s-a concluzionat că, într-adevăr, inscripțiile erau vechi de cel puțin câteva zeci de ani, aveau anumite granule de rugină în ele, care ar fi fost greu spre imposibil de falsificat și de făcut să arate atât de real. Și cam atât despre teoria James Maybrick e Jack the Ripper. Următoarea și ultima teorie e una din preferatele mele, cred că și de asta am păstrat-o la final. Îmi place pentru că e atât de nebunească încât chiar ar putea să fie adevărată. Cum ar fi să nu fi fost Jack the Ripper, ci Jill the Ripper? Într-adevăr, martorii au descris mereu un bărbat și poliția a căutat mereu un bărbat, dar sincer, cine ar fi bănuit o femeie la 1800? Teoria stă așa. Jill era o moașă care, pe lângă faptul că ajuta femeile să nască, le ajuta și să scape de sarcini nedorite. Se credea că ultima victimă, Mary Jane Kelly, era însărcinată și ar fi chemat-o pe Jill să o ajute să scape de sarcină. Am citit și discuții despre cum Jill nu putea să aibă copii și omorurile erau răzbunarea ei față de toate femeile care puteau. Dacă într-adevăr era o moașă, atunci asta ar explica cum putea să treacă pe sub nasul polițiștilor, din moment ce slujba ei implica sânge, era perfect normal pentru ea să aibă sânge pe haine, și fiind și femeie, putea să se apropie mult mai ușor de alte femei, chiar și noaptea, fără să le sperie. Și cam atât despre Jack the Ripper. Voiam să termin videoclipul spunându-vă ce teorie mi se pare mie cea mai plauzibilă, pentru că am început să filmez susținând teoria cu James Maybrick, doar că acum, după ce am revăzut toate ipotezele, nu știu ce să zic. Deci vă rog să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, sunt curioasă să văd păreri diferite. Mi se pare foarte trist că un caz atât de celebru o să rămână probabil mereu nerezolvat și cred că asta se datorează și faptului că autoritățile nu și-au dat atât de mult interesul, fiind anul 1888 și victimele fiind prostituate. Și din nou, încă nu avem un răspuns legat de unde au dispărut toate probele și documentele. Oricum, au trecut mai bine de 130 de ani de atunci, deci cred că totul o să rămână un mister. Gata, nu ne mai lungim! Like, subscribe și scrieți-mi în comentarii. Pa, pa!